Eu pentru Dinu Cornel sunt în stare să omor omul. Credeți-mă, îmi dă mesaj, vorbesc cu el. Ăla e un om atât de inteligent și deștept, da, în care noi ar trebui să exploatăm partea bună. Da, da, și înjurat. Și a înjurat foști elevi, prieteni, Dinamo Vișmare. Mare. Dar de la o vârstă. O vârstă. Haideți, domn președinte, că dumneavoastră nu vă înjurați foștii colegi. Domne, ok, eu respect foarte mult premisă. Noi ca între fotbaliști. A, nu e așa, e de prieteni. Dacă vă înjura pe dumneavoastră așa. Păi da, m-am jurat. Să-i dea de o sănătate că așa am făcut facultatea, că m-am jurat 2 ani. 2 ani m-am jurat că luam 10-10 la probele sportive și nota 2 la biologie. Și v-am jurat Dinu, da? Da, 2 și ani. Și v-am ambiționat? Am ambiționat, da. Cum? Păi iau 2. Păi chiar așa, mă, păi nu știu să citești, mă. Păi anatomia și biologia, acum pe bune, trebuie ad literam treia la examen. De ce mă luai 10-10? Dar am o problemă. Vă rog. Tâmle, acest om, dacă Borcea era în continuare la Dinu, da. Și el era reprezentantul clubului, cum era Duc Adam la FCSB. Păi domnule, acești oameni... Păi nu, domne, nu e un exemplu bun din punctul meu de vedere. Pentru că Duc Adam a spus și el că era de decor la FCSB. Păi da, vedeți dumneavoastră, asta e și... Nu poți să-l pui pe Dinu de decor, pentru că felul lui de a fi nu permite să fie de decor. Da, eu zic că televiziunile, toate, nu dăm nume, ar avea de câștigat cu acești oameni legende și pentru copii, și pentru sport. Au 99% lucruri bune. Dar... Acum, el o sta la o masă. Da. Deci domnul Cornel Dinu, da, avea interzis să mai consume. Poate fi consumat. Poate. Eu spun așa. El chiar crede-mă, e un om în vârstă, bun, dar la un moment dat devine copil.